Bun găsit, vă spun, la Observatorul Prahovean Live, alături de mine în această după-amiază, îi putem spune deja, domnul conferențiar universitar UPG Ploiești, Mihai Apostolache. Bun găsit, domnule profesor! Bine v-am găsit și eu și vă mulțumesc pentru invitație. V-am invitat în dublă ipostază, aceea de autor a unei cărți care ar trebui studiată nu doar de, să spunem, specialiști în drept administrativ, este vorba de legea pentru alegerea autorităților locale, dar și din perspectiva de președinte al unui partid 100% local. Este o premieră la alegerile locale din toamnă, dacă se vor mai ține, având în vedere ceea ce se întâmplă apropo de epidemia de corona. Este vorba de funcția dumneavoastră de președinte al partidului Prahova în Acțiune. O să vă rog pentru început să ne prezentați câteva dintre, să spunem, noutățile sau ceea ce ar trebui să știm despre alegerea autorităților locale din lucrarea pe care ați lansat-o recent și apoi în partea a doua a emisiunii să discutăm și despre ceea ce înseamnă un nou proiect politic, repet, o premieră pentru alegerile locale și anume vorbim de primul partid 100% local, Prahovean. Vă rog! În privința lucrării, mă bucur că am reușit să public această lucrare înainte de alegerile locale. Este de altfel un proiect mai vechi de al meu. Știți bine, preocuparea mea constantă a fost cercetarea domeniului administrației publice locale. Și această lucrare se încadrează exact în linia pe care am urmat-o din momentul în care am mers la școala doctorală și am tratat problematica autorităților administrației publice locale cu accent pe instituția primarului. În această lucrare am analizat fiecare articol al legii 115 pe 2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale. Este o lege extrem de importantă, este o lege care, un act normativ care se adresează atât cetățenilor, cât și autorităților locale și centrale implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor. Spun că este o carte necesare și pentru cetățeni, pentru că în cuprinsul ei se găsesc foarte multe informații legate de drepturile electorale ale cetățenilor. După cum bine știm, fiecare cetățean român are dreptul de vot și dreptul de a alege. De asemenea, în afară de aceste drepturi electorale fundamentale, deci pe care le găsim reglementate la nivel constituțional, mai apar și o serie de drepturi reglementate de această lege privind alegerile locale. Și aici vă dau un exemplu, posibilitatea cetățenilor de a verifica registrul electoral. Fiecare dintre noi putem să mergem la administrația locală și să vedem dacă suntem înscriși în lista electorală permanentă. Dacă nu apărem acolo, avem posibilitatea să facem o sesizare în acest sens, să cerem autorității locale să ne includă în lista respectivă, pentru că avem domiciliu pe raza localității respective. Un alt drept este cel legat de posibilitatea de a contesta o candidatură. Dacă vă nemulțumește o persoană care se înscrie în cursa electorală pentru alegeri locale, puteți, în calitatea noastră de locuitor al comunității respective, să contestați candidatura persoanei respective. Sigur că decizia o ia organismul competent în acest sens. Dar există, iată, astfel de drepturi. Mulți oameni nu cunosc drepturile procedurale, deci drepturile reglementate de această lege și de aceea am ținut în mod special ca o astfel de lucrare să vadă lumina tiparului înainte de alegerile locale. Plus de asta, fiecare dintre noi, dacă îndeplinim condițiile legale, putem să și candidăm. Știm bine, la alegerile locale, cetățenii sunt chemați să aleagă 4 autorități. Este vorba de primar, de Consiliul Local, Consiliul Județean și președintele Consiliului Județean. În privința ultimei autorități, în 2016, președintele Consiliului Județean a fost ales în mod indirect. S-a ales întâi Consiliul Județean și apoi, din rândul Consiliului Județean, a fost ales președintele Consiliului Județean. De această dată, cetățenii vor mai primi un buletin de vot în care, prin intermediul căruia, își vor exprima
voința cu privire la funcția de președinte al Consiliului Județean. Este o noutate din această perspectivă. Sigur, soluția aceasta legislativă a mai existat în România cu mult timp în urmă. S-a renunțat o perioadă la ea, acum văd că s-a revenit și cetățenii au posibilitatea să aleagă direct și președintele Consiliului Județean. Deci, spuneam, există această posibilitate de a ne exprima prin vot. În același timp, avem dreptul să candidăm, dacă, bineînțeles, îndeplinim condițiile prevăzute de lege. Mai vreau să fac o precizare. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, și cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a candida la alegerile locale. Deci, cetățenii Uniunii Europene, alții decât cetățenii români, ca să se înțeleagă cât se poate de clar. Dacă, bineînțeles, îndeplinesc și ei condițiile prevăzute de lege. Să aibă domiciliu în localitatea în care candidează, să aibă vârsta de minim 23 de ani. Deci nu trebuie neapărat să fie cetățean român. Adică poate să fie, să spunem, nu știu, cetățean italian, dar dacă și-a deschis un business și a întemeiat o familie și locuiește într-o comună din Prahova, el poate candida la primăria acelei localități. Corect, da. Nu? Cum și un cetățean român, dacă s-a stabilit în altă parte și are domiciliu într-o localitate din altă țară din Uniunea Europeană, la fel poate candida pentru alegeri locale. Acolo, o altă condiție este legată de dreptul de vot, bineînțeles, pentru a putea fi ales, trebuie să ai drept de vot. Și o altă condiție este legată de posibilitatea de a te asocia în partide politice, pentru că sunt anumite categorii de funcționari publici cărora le este interzisă asocierea în partide politice sau funcții publice în general. Aici vorbim, de exemplu, de avocatul poporului, de judecătorii Curții Constituționale, de magistrați, de poliții și alte categorii de funcționari publici. Prin urmare, trebuie întrunite toate aceste condiții legale pentru a putea să-ți depui candidatura, la care se mai adaugă o serie de condiții. Acestea sunt condiții de fond, se mai adaugă și condiții de formă. Ele vizează documentele pe care trebuie să le întocmești în momentul în care vrei să-ți depui candidatura. Și aici vorbim de declarația de acceptare candidaturii, pentru că este primul document care ți se pune în față înainte de a intra efectiv în completarea dosarului de candidatură. Dacă nu accepți candidatura, evident, nu poți să mergi mai departe. Iată, este un alt drept recunoscut de lege. Dreptul de a accepta candidatura, el decurge practic din dreptul de a fi ales. Cum ai și dreptul să renunți la candidatură până când candidaturile rămân definitive. Este un alt drept reglementat de legea pe care am comentat-o și de care putem să ținem seama. Spuneam de această declarație, mai sunt și alte declarații, declarația de avere, declarația de interese, declarația de neapartenență la securitate, ca poliția. Aici este, știți, asta cu fosta securitate e o chestie relativă. Observăm, cel puțin, chiar și la nivel destul de înalt, oamenii care inițial și-au dobândit calitatea de necolaborator al securității, care ulterior au fost inclusiv în instanță dovediți ca fiind turnători la securitate popular. Așa că, da, din punct de vedere procedural trebuie să ai acea hârtie, însă, în realitate, din păcate, odată cu trecerea timpului, mai asistăm și la astfel de surprize. Da, sunt bune aceste declarații pentru că și oamenii pot să vadă realitatea despre un candidat sau altul, da. Inclusiv această chestiune legată de colaborarea cu securitatea. Cum ați spus, sunt oameni care au spus că nu au colaborat cu securitatea și între timp s-a descoperit și s-a mers în instanță și instanța a demonstrat faptul că acea persoană a colaborat cu securitatea. Acum, sigur, nu mai poți să întorci, să dai timp înapoi. Ei au fost deja aleși și au depinde mandatele. E o chestiune de moralitate, în primul rând. Și oamenii trebuie să fie mult mai atenți de acum înainte în această privință și să sancționeze foarte, foarte dur un astfel de individ care, sigur, nu face cinste. Absolut. Bun. Aș vrea acum să trecem în zona de, să spun neapărat de politică, ci de o mișcare care inițial a fost una de tip civic, s-a numit Asociația Prahova în Acțiune, dar care recent a fost înscrisă în registrul partidelor politice și, iată, la alegerile locale stabilite
deocamdată, pe data de 27 septembrie, înțeleg că e posibil ca alegerile respective să fie derulate pe mai multe zile, tocmai pentru a se respecta măsurile de distanțare socială și a evita aglomerația de la urne, dar asta rămâne de văzut. Veți participa cu acest partid la alegerile locale din Prahova. Este un partid 100% prahovean, adică este o formațiune politică care activează exclusiv în Prahova. Nu există și Dâmbovița în acțiune sau, nu știu, București în acțiune, nu? Nu, doar la nivelul județului Prahova. Am vrut să dăm în primul rând un exemplu că se poate. Am vrut în același timp să ne folosim de legislația în vigoare. Din 2015 s-a schimbat legea partidelor politice și există și această posibilitate ca în afară de existența unui partid național să poată să existe și partide locale. Acum, o persoană, dacă mai are doi cunoscuți, poate să înființeze un partid. Deci trei persoane pot înființa un partid politic în România. Practic s-a preluat același regim juridic de la ONG-uri. Că și un organizație neguvernamentală trebuie să îndeplinească aceeași condiție. Nu mai sunt condițiile excesive din trecut. Pentru că, cu mult timp în urmă, pentru a înființa un partid politic, aveai nevoie de cel puțin 25.000 de semnături. Oamenii respectivi trebuia să fie... să facă parte din mai multe județe ale țării, era o situație destul de complicată. Nu puteai să ajungi și să înființezi un partid foarte ușor. Acum, în schimb, există legislația care permite acest lucru. Iată, ne-am folosit, spuneam, de cadrul legal și am ajuns să avem în Prahova singurul partid 100% prahovean, Partidul Prahova în acțiune. El este fondat de șapte prahoveni care au fost și la cursurile mele de pregătire în administrația publică locală. Eu, timp de un an de zile, în cadrul Asociației Prahova în Acțiune, am avut un program de pregătire la care s-au înscris prahoveni dornici să cunoască mecanismul administrativ local. Și dintre acești oameni, șapte dintre ei au considerat că este momentul să pună bazele unei platforme politice care să poartă denumirea de Partidul Prahova în Acțiune. Bun, vorbim de nu neapărat de doar de candidați, ci și de membri simpli care, nu știu, provin de la alte partide, adică au fost în trecut, nu știu, la PNL și nu s-a mai regăsit pe listă și hai că îl știu eu pe domnul Apostolache și poate mă bagă dânsul pe listă, sau sunt în majoritate oameni noi care n-au mai făcut politică, dar care își doresc să intre nu neapărat într-un partid mare care deja a demonstrat ce poate, cu ghilimele de rigoare, în ultimii 30 de ani. În partid sunt și oameni care au făcut politică și oameni care nu au făcut politică. Eu mi-am dorit foarte mult să aduc lângă mine oameni neimplicați în zona politică, pentru că le-am spus și în momentul în care m-am întâlnit în cadrul acelor cursuri că este momentul să se implice în viața publică, pentru că de decizia politică depinde și educația noastră a copiilor noștri și sănătatea și tot ce înseamnă partea de infrastructură la nivelul unei comunități. Și atunci, dacă stăm în continuare pe margine și ne dăm cu părerea, fie doar pe rețele de socializare, fie doar în alte medii decât în zona politică, riscăm ca ideile noastre generoase să nu fie niciodată aplicate și nimeni să nu le preia și să le pună în practică. Așa, dacă te implici tu, ai șanse să ajungi cu susținerea oamenilor într-o funcție, că e vorba de primar, că e vorba de consiliul de consilier local sau de consilier județean, care să-ți permită să-ți pui în aplicare acele idei pe care le-ai tot vehiculat în discuțiile cu prietenii, cu, mă rog, și în alte situații. Da, din păcate, oamenii, să spunem, care nu au fost angajați până acum în politică, nici nu-și doresc foarte mult. Nu știu, cum i-ați convins să intre totuși într-un partid și mai mult să candideze la o funcție de consilier local sau chiar primar într-o localitate, deși el n-a mai făcut politică? Pentru că, repet, din păcate, politica nu este văzută foarte bine de cetățenii onești. Dom'le, nu-mi trebuie mie, toți sunt niște poți, fură, mint și așa mai departe, nu mă regăsesc în clasa politică. Da, este... Trebuie știut un lucru, se poate declara. Și de la politic pleacă astfel de mesaje, pentru că, în general, partidele care au deja un electorat
Au dorința ca, în general, oamenii să cam rămână pe acasă, să nu se implice în viața politică sau să nu participe la vot, pentru că ei au deja un electorat, ele au deja un electorat captiv și scot acel electorat la vot și obțin mandatele necesare pentru a guverna la nivel local sau la nivel național. De aceea spun că oamenii trebuie să se implice, iar colegii care au venit în Prahova în acțiune s-au implicat într-un proiect nou. Spuneam că sunt 7 oameni care au fondat acest partid. Nu mă număr printre fondatori. Eu am venit în Prahova în acțiune, chiar dacă sunt cel care am lansat pe piață conceptul de Prahova în acțiune, am venit ulterior. Deci după înființarea acestui partid, am fost ales președintele partidului la convenția din decembrie 2019. Cei 7 oameni sunt oameni care n-au mai făcut parte dintr-un partid politic și care au spus, da, ne implicăm în politică, dar ne implicăm în felul ăsta, fondând noi o formațiune politică. Și au făcut acest lucru și iată, astăzi vorbim de Partidul Prahova în acțiune. El figurează în registrul partidelor la poziția 202. Este într-adevăr un lucru inedit, pentru că nemai existând alte partide locale în Prahova, bineînțeles că atenția se concentrează asupra noastră și asta l-am spus și colegilor. Faptul că suntem singurii cu acest statut juridic ne va ajuta foarte mult. Totul acum depinde de fiecare în parte, cum își gândește strategia, cum relaționează cu oamenii, cum reușesc să transmită mesajul corect, astfel încât oamenii să înțeleagă că este nevoie de o formațiune locală, pentru că o formațiune locală tratează probleme de la nivel local. Da? Avem o problemă cu poluarea, avem o problemă cu salubritatea, avem o problemă cu transportul local. Acestea sunt probleme locale care le putem aborda și putem găsi soluții pe loc. Da? Noi nu tratăm aspecte de nivel național. Noi ne concentrăm fiecare în comunitatea din care venim și încercăm să identificăm problemele de acolo și să găsim și soluții. Bun, ați racolat, nu e un cuvânt tocmai, să spunem, bine folosit în contextul respectiv. Chiar ați, nu se potrivește. Exact. Ați adus în partid și, să spunem, oameni care au făcut politică, dar în calitatea lor de independenți, nu știu, îmi vin în minte anumite persoane care au câștigat voturi foarte multe și și-au câștigat la alegerile trecute calitatea de consilier local din postura de candidat independent. Aveți astfel de persoane care până acum au spus, domne, nu mă duc nici la PNL, nici la PSD, uite, am candidat singur, am dovedit că am susținerea comunității în spate, astfel încât mi-am câștigat singur candidat mandatul, dar vreau să candidez din partea partidului Prahova în acțiune. Da, avem chiar între membrii fondatori, îl avem pe Iuliu Dan, de la Brazi, de localitatea Brazi, este consilier local. El va candida la primăria Brazi? Va candida și la primăria Brazi și, bineînțeles, va deschide lista și pentru consiliul local din Brazi. A arătat, iată, ca independent, că a reușit să atragă simpatia oamenilor și a ajuns în consiliul local. A optat de această dată pentru formarea unei structuri politice, pentru că un vehicul politic te ajută mult mai mult și legislația este făcută mai degrabă pentru partide decât pentru candidații independenți. El, dacă candida pe un partid încă din 2016, avea șansa să obțină două mandate de consilier, nu doar unul singur, pentru că restul de voturi s-a distribuit către ceilalți competitori electorali. Veți avea candidați la, să spunem, în mai multe localități din Prahova, inclusiv la Ploiești? Vom încerca să avem candidați în toate localitățile din județ. Bineînțeles, timpul este foarte scurt. Oricum, am acoperit mai mult de jumătate din județ cu organizații. Sunt localități unde vom avea candidați și pentru primar și pentru consiliul local. Vor fi localități însă unde vom candida doar la consiliul local, pentru că sunt mulți oameni noi care spun, prefer să merg în prima fază pe consiliul local, vreau să învăț acolo cum funcționează lucrurile, după care peste 4 ani să mă gândesc la funcția de primar. Avem și la Ploiești, așa cum a spus, l-avem pe Răzvan Stănciulescu, este un tânăr avocat, este cel care se regăsește și el între membrii fondatori ai Partidului Prahova în acțiune. Este un om implicat în comunitate, a derulat foarte multe proiecte prin intermediul Asociației Prahova în acțiune, împreună cu colega noastră Cristina Cochinescu.
Deci sunt oameni care au conștientizat importanța implicării în viața publică, dar dintr-o perspectivă serioasă, dintr-o perspectivă constructivă. Oamenii ăștia sunt oameni așezați, au tot ce le trebuie, însă și-au dat seama că dacă nu participă la viața comunității, riscă ca deciziile negative luate de alții să se răsfrângă și asupra lor, asupra familiilor și, sigur, asupra comunității în ansamblu. Care ar fi profilul neapărat al candidatului, al membrului Partidului Prahova Națiune? Tânăr, vârstnic, cu studii, fără studii, familist, nu știu, ne puteți da așa un profil? Ține foarte mult la oamenii activi, la oamenii care doresc efectiv să se implice în comunitate. Nu pun accent pe o anumită vârstă. Bineînțeles că trebuie să ai o anumită pregătire. Nu poți să mergi să ocupi o funcție publică la nivel local fără să ai, în primul rând, o meserie în spate și, în același timp, să ai un pic de tangență cu zona administrației locale. Eu nu întâmplător am pornit acele cursuri de pregătire, tocmai pentru a le oferi celor interesați informațiile de bază. În momentul în care merg în Consiliul Local sau dobândesc calitatea de primar, să își cunoască foarte bine statutul pe care l-au. Vorbim de alegeri locale. De exemplu, primarul are o dublă calitate. Primarul este odată ales al comunității locale, în același timp este și reprezentantul statului în comunitatea locală. Când organizează alegerile, de exemplu, organizează din postura de reprezentant al statului, nu din postura de reprezentant al colectivității locale. Aceste nuanțe sunt importante și inclusiv în raporturile cu alte autorități și intervin o serie de relaționări în tot acest mecanism pe care trebuie să-l stăpânești foarte bine. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Nu știu, în ce măsură puteți transmite un mesaj celor care, iată, s-au ferit până acum să intre în politică, dar care au această posibilitate de a face politică pe plan local, da? Fără a avea așa un sentiment din ăsta de patriotism local exacerbat. Totuși, mă gândesc că sunt o grămadă de oameni valoroși care până acum nu au făcut politică, nu au fost înscriși într-un partid clasic, să spunem, tradițional, cei care se tot rotesc așa la guvernare centrală, respectiv locală, și care au demonstrat cel puțin la Ploiești cam cât de bine și-au făcut treaba, cu ghilimele de rigoare, să vină într-o astfel de formațiune, repet, 100% locală. Prahova în Acțiune este un partid deschis, noi oferim independență totală. În momentul în care cineva dorește să candideze într-o localitate, își formează propria echipă, stabilește programul plecând de la nevoile locale. Noi de la nivel central nu intervenim în niciun fel acolo, ba din contră, doar atunci când ni se cere sprijinul într-o anumită problemă. Ceea ce au făcut colegii mei, faptul că au trecut din postura de spectator în postura de jucător, demonstrează clar că atât ei cât și apropiații lor simt că este momentul să se implice. Și fac un apel către toți oamenii care au stat până acum, într-un fel sau altul, departe de politică, să se implice în viața politică, fie să participe la vot, fie efectiv să intre într-o structură politică sau să candideze independent. Pentru că competiția politică este utilă, din această competiție pot ieși idei generoase pentru comunitate, iată, pot apărea figuri noi care să rămână mult timp în viața publică și să facă o surpriză plăcută. Iar când m-ați întrebat de oameni, spuneam că în partidul nostru sunt și oameni care au mai făcut politică. Vă dau un exemplu. Daniel Ioniță de la Câmpina este candidatul nostru la primăria Câmpina, a fost consilier local, este un om experimentat și sunt convins că va face o figură frumoasă, atât el cât și echipa pe care și-a format-o acolo. Bun, vă mulțumesc, domnule Posolache, pentru participarea în emisiune. Cu dumneavoastră mă repet la o dată care vă va fi comunicată din timp. Vă mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc!